Doamne, preasfinte părinte, fă-mă pe mine vatră de bună credință și iartă-mi păcatele, pentru că grele sunt lanțurile întinăciunii pe care le-am dobândit prin neascultare de Tine. Dă-mi, Doamne, gândul bun și curăție în simțiri, pentru ca să pot să simt mireasma cea minunată a căilor Tale. Ajută-mă, Doamne, să fiu drept, să am mintea trează în fața ispitelor și să fiu vrednic de darurile Tale. Îți mulțumesc și îți sunt recunoscător pentru tot ce am primit. Învrednicește-mă, Dumnezeul meu, să fac voia Ta. Ajută-mă, Doamne, să mă port cu dragoste. Dă-mi, Doamne, tărie și bunătate ca să iert. Dă-mi, Doamne, grai bun pentru ca să fac unire și nu dezbinare. Dă-mi, Doamne, putere să spun numai adevărul. Arde-mi, Doamne, toate îndoielile și întărește-mi credința. Ajută-mă, Doamne, să găsesc lumină acolo unde domnește întunericul. Îngăduiește-mi, Doamne, să aduc bucurie acolo unde găsesc amărăciune. Doamne, Dumnezeul meu, învrednicește-mă să aduc mângâiere, învrednicește-mă să înțeleg eu pe alții și să-mi iubesc aproapele ca pe mine însumi. Fă-mă vrednic, Doamne, să fac milostenie, pentru că cel care dă, acela primește, cel care se uită pe sine, acela găsește, cel care iartă, acela va fi iertat, cel care moare, acela se trezește la viața veșnică. Pentru rugăciunile unuia născut Fiul Tău, ale preacinstitei Fecioare și de Dumnezeu Născătoare Maria și ale tuturor măriților și întru tot lăudaților Tăi sfinți, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cu cutezanță, Tată Ceresc, îndrăznesc să cer de la Tine să-mi dai cele folositoare. Doamne, apără-mă! Doamne, iartă-mi păcatele! Doamne, trece cu vederea păcatele tinereților mele! Doamne, dă-mi putere să mă rog și pentru alții aflați în nevoie sau ispită! Doamne, dă-mi sănătate și zile lungi! Doamne, alungă de la mine lucrarea vrășmașului și ferește-mă de vrăși și farmece. Doamne, luminează mintea și dă-mi înțelepciune. Doamne, facă-se voia Ta. Doamne, dă-ne pâinea cea spre ființă și dă-ne nouă glas să-ți cântăm cântare de biruință, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.